Ziua Jandarmeriei Române este marcată în fiecare an la 3 aprilie, dată la care în anul 1850 domnul Moldovei Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotărârea Divanului Obștesc semnând actul de înființare a jandarmeriei. Necesitatea elaborării unei legi de organizare a jandarmeriei în întreaga țară a dus la promulgarea legii pentru organizarea jandarmeriei rurale prin decretul regal 2919 din 30 august 1893, urmată de regulamentul de aplicare a legii jandarmeriei din 1 septembrie 1893. Astăzi și în Olt s-a marcat acest eveniment. Inspectoratul Județean de Jandarmi a organizat încă de vineri o serie de activități dedicate Zilei Armei. Astăzi a avut loc o întâlnire festivă în cadrul Consiliului Județean, unde au fost prezenți reprezentanții tuturor instituțiilor cu care Jandarmeria Olteană colaborează. În cadrul manifestării au fost prezentate două filmulețe despre ce înseamnă jandarmeria la ora actuală și un scurt istoric al acestei instituții. Onoarea și devotamentul cu care dumneavoastră, dragi oteni, vă îndepliniți zilnic misiunile, sunt recunoscute și apreciate deopotrivă de cetățeni și de autorități. După cum s-a spus aici, vremuri noi aduc prevăcuri noi. Însă sunt convins că dumneavoastră veți avea tot timpul curajul și dorința de a vă face datoria în spiritul și litera legii, în colaborare cu celelalte structuri de ordine publică aflate la această masă astăzi. Ca jandarm, aveți datoria morală de a fi un exemplu de conduită, profesionalism și de responsabilitate. Trebuie să fiți fermi în aplicarea legii, dar sunt sigur că vă veți ridica la înălțimea misiunilor ce vă vor fi încredințate. Jandarmeria a cunoscut o evoluție continuă și dinamică și s-a adaptat permanent la schimbările mediului de securitate intern și internațional. De-a lungul timpului, instituția noastră a făcut dovada maturității și adaptabilității, a responsabilității și a flexibilității instituționale, fiind în măsură să ducă la îndeplinire misiunile cu profesionalism. În fiecare zi, dar mai ales acum la acest aniversar, stimați colegi, țin să vă felicit pentru felul în care ați ales să vă executați misiunile, pentru curajul și devotamentul de care dați dovadă, făcând din Jandarmeria Română o instituție de încredere și onoare. La mulți ani, stimați colegi, la mulți ani, Jandarmeria Română! 3 ofițeri și 18 subofițeri din cadrul IJJ Olt au fost avansați în gradul următor înainte de expirarea stagiului minim. Totodată, zeci de ofițeri și subofițeri au primit mulțumiri și felicitări. La final, comandantul Jandarmeriei Olt a înmânat diplome și plachete aniversare tuturor instituțiilor cu care IJJ colaborează. Activitățile dedicate Zilei Jandarmeriei Române de la Slatina s-au încheiat pe platoul din fața Consiliului Județean Olt, unde cei mici au venit să viziteze câteva standuri de prezentare cu armament, autospecialele și unul din ATV-urile din dotarea jandarmilor olteni.